demers jurnalistic unic, transmisiuni în direct maraton, oameni de poveste și soluții pentru exploatarea potențialului de dezvoltare a regiunii Dunării. Asta a însemnat în câteva cuvinte Caravana România Continuă, inițiată în 2019 de TVR Cluj. În acest proiect au fost implicate toate studiourile teritoriale ale televiziunii române. Jurnaliștii au pornit din aval, de la Galați, și au urmat cursul invers al fluviului până la izvoare. Bună ziua, dragi telespectatori, bun găsit la această ediție specială de aici, din Ungaria, mai precis de la Visegrad, o zonă mirifică, foarte frumoasă, plină de istorie, plină de oameni frumoși, deștepți și foarte deschiși la minte și la suflet. Dunărea pentru sârbi și pentru Serbia este foarte importantă. A fost importantă și în decursul istoriei, dar sârbii spun că va fi și mai importantă în viitor. Mă aflu în Doaia Neșingen, localitatea din care izvorăște Dunărea, la câțiva metri de mine este Donaukele, ceea ce în limba germană ar însemna izvorul Dunării. La începutul lunii octombrie, cartierul general al studiourilor teritoriale ale televiziunii române s-a mutat în Ungaria. Platourile de filmare au fost locul unde invitați de marcă au adus în discuție modalități prin care Dunărea, considerată coloana vertebrală a Europei, se aducă un plus de dezvoltare pentru regiunile pe care le traversează. Pe lângă turism, fluviul poate oferi locuri de muncă, modalități de transport ecologice și mult mai ieftine, iar Uniunea Europeană are pregătite sume considerabile pentru România. Proiectele pot fi scrise de oricare dintre județele din România, pot găsi parteneri în oricare dintre țările, celelalte 13 țări membre în cadrul strategiei Dunării. Iar această nouă provocare, Agenda 2030, arată că povestea ca în cele 1001 de nopți nu se termină niciodată. Trebuie să dezvoltăm infrastructura portuară, trebuie să dezvoltăm acele facilități pe care ni le oferă Dunărea de transport ieftin și ușor și, nu în ultimul rând, să luăm acele proiecte, să beneficiem de acele proiecte care să facă posibil ca Giurgiu, aproape de București, să fie o alternativă de weekend pentru toți cei care nu merg vara la mare sau iarna la munte. În primul și în primul rând trebuie spus că educația unește, la fel cum Dunărea ne unește, educația ne unește. În România, în momentul de față, discutăm despre internaționalizarea învățământului superior. Discutăm de un proiect major în care toate universitățile din România sunt implicate. Devenite o tradiție, emisiunile de folclor au adus o pată de culoare caravanei din Ungaria. Am transmis din cetatea de la Visegrad, locul preferat de regele Matei Corvin, care ședință de vară. Apoi am ajuns la Szentendre, un oraș cu puternice influențe sârbești, unde locuiesc însă și români. Aceștia s-au bucurat să audă din nou folclorul nostru. Faceți bine, fiindcă trăim așa și în separat și să ajungi să asculți undeva muzică populară, cântăreți, să vezi expoziții, asta e mare lucru și acum eu cred că mă leg mai bine de țara mea, mamă. Pentru mine Szentendre e un sat excepțional, un sat foarte frumos, cu case pe pământ locuite de sârbi, de români, de maghiari, ceea ce înseamnă că, având în spate Dunărea, Dunărea nu desparte popoarele, ci unește popoarele. Nu puteam să nu ne oprim la Budapesta, considerată una dintre cele mai frumoase capitale ale Europei. Nici platoul nu a fost ales întâmplător, astfel că discuțiile s-au desfășurat pe un ponton situat pe Dunăre, în vecinătatea Parlamentului Maghiar. It should be a very good connection, a very good link between these beautiful countries could replace the bad feelings amongst these countries and the people of these countries. Suntem la final de caravană, cu emoțiile aferente, dar mândri că am reușit să transmitem ceea ce a trebuit să transmită de fapt o televiziune publică. Putem prin acest proiect să cunoaștem mai bine tradițiile, momentele istorice care au marcat existența oamenilor ce au trăit de o parte sau de alta a fluviului Dunărea.
Începută în luna iunie la Galați, povestea Caravanei România Continuă Proiect Dunărea s-a scris în 3 etape. Întregul proiect a unit studiourile teritoriale ale televiziunii române din Cluj, Iași, Craiova, Timișoara sau Târgu Mureș. Caravana a adus idei și planuri de viitor, iar cel mai important este faptul că proiectul a adus împreună oameni și idei care vor contribui la punerea în valoare a regiunii Dunării.